De la alegerile locale au trecut deja 6 luni de zile. Cum apreciază oamenii activitatea autorităților publice locale și ce schimbări au intervenit în aceste 6 luni în viața glodenelilor, am decis să aflăm chiar de la ei. Oamenii spun că deocamdată nu au observat nicio schimbare în viața lor de zi cu zi. Majoritatea celor intervievați de noi spun că cel mai mult își doresc un loc de muncă bine plătit aici în țară. Lipsa locurilor de muncă, în opinia lor, este problema care trebuie soluționată mai întâi de toate. Să îmbunătățească traiul și să avem cu și trăiești, pensiile și ei mai mari, și că tot e scump și nu ne ajungi. Oamenii se întreabă unde sunt banii oferiți de europeni și de ce nu sunt drumurile reparate. Сделали тут немножко дороги были летом. Ну и что? Сделали 100 метров или сколько тут дороги. И сидят и спрашивают, как, яка drum am făcut. Так cum drum ați făcut? 20 de metri și vă udați că ați făcut drum. Dar unde milioane care Europa a dat, care unde, unde sunt milioane și ele? O trebuie de mult tot țara asta cu drumuri așa și dar nu trebuie schimbat acolo. Eu așa, eu spun asta e drept și așa e lumea tot spune. 90-80% așa îi spun tot. Unii consideră că raionul și orașul are nevoie de o revigorare economică și sunt în așteptarea soluțiilor pentru fabrica de zahăr, care riscă să lase orașul fără apă potabilă și canalizație. Problema cu apă, cu canalizarea, care schimbare, eu știu că a ridicat întrebarea și președintele raionului, asta se prelungească să lucrează fabrica de zahăr. Asta prima care este o soluție a cetățenilor, fiindcă apa care noi primim de la Prut este cea mai curată apă și orașul, râul Prut este cel mai curat din Europa. De atâta posibilitate, dacă este, să înnoim, cum sunt lucrarea fabricii de zahăr. Oamenii își doresc trotuare și drumuri mai bune pentru pietoni. Alții spun că nu au unde își realiza producția proprie. Adică cu închis strada asta și pentru pietonii mai convenabil, cred că e înspre bine asta. Știu, s-a zis primăvara, am vedea ce ori face. În timp de iarnă, așa, nu prea s-a observat. Aș vrea ca în piața asta de la noi, din Glodeni, să aibă unde țăranii ăștia, oare locatari, să-și vândă producția lor, că de pildă crește un purcel. N-are unde îl vinde, n-are, că nu se dă voie aici, nu se dă voie că e arendată, ceilalți au al lor și de îmblă și îl dă cu tineri și țăranul ăsta. Și de atât ar fi să deschidă ceva pentru oameni. O parte din locuitori apreciază efortul autorităților locale în organizarea hramului orașului. Chiar dacă schimbările sunt nesemnificative, unii se arată optimiști și așteaptă ca acestea să înceapă în primăvară.